FCSB. A ieșit bine Budescu. 150.000 de euro ca să rezilieze, își caută echipă, mai ia și acolo la semnătură probabil. Adună bani de peste tot. Plus când a venit. Plus când a venit, încă 150 exact. La semnătură și plus salariul la zi. Exact. 5 luni da. De contract. Sau 4 luni. 4 luni de contract, păi vin cam în jur de 100.000 de euro pe lună. Da. Cam atât a costat. Te întreb altceva, sunt curios. Tu ai mai fi stat cu Budescu să mai ai răbdare cu el? Sau și tu ai fi procedat la fel ca președinte, bă, gata, hai că n-a funcționat, ia-ți o parte de bani și lasă-mă. Că totuși e un jucător de valoare. Prin ceea ce tot ce se întâmplă în ultimul timp la FCSB, vedem clar și nu este de condamnat. Vedem o scădere în primul rând a cheltuielilor. Da. Se vede în primul rând și în transferurile pe care le fac. Se merge pe aceeași linie și eu cred că Gigi Becali trebuie să fie de apreciat din punctul meu de vedere. Jucători români, da. Jucători tineri, cu bani mai puțin, nu cum era înainte, transferul da, un milion. Dar și zis, ai văzut, domne, nu mai dăm niciun ban pe transferul? Se și vede, Victor, nu trebuia să o spună. Se vede, se simte, încearcă să renunțe la jucătorii care nu l-au ajutat. Victor, un salariu de 25.000 de euro în România înseamnă să mă duci în Champions League. Așa și grupe, urmă. Părerea mea. Un jucător care este plătit cu 25.000, Budescu este un jucător foarte bun, este un jucător care a confirmat. Dar el a venit la Steaua, n-a mai fost aceeași plăcere a lui. El pare pe undeva că este un tip care nu se exteriorizează și care nu pune la suflet și care trece ușor peste tot din buzunar, dar nu este așa. Dovadă că a și intrat un contract, un jucător care nu-l interesa, stătea pe acest salariu, își vedea de treabă și trebuia să-l plătești. Dar întorcându-mă, repet, se merge pe aceeași linie și eu cred că Gigi are dreptate aici. Jucători români, jucători tineri, vedeți, au luat un portar, are 3 portari foarte buni, dar se gândește la viitor. Și eu cred că ăsta este viitorul. Jucătorii tineri, din propria pepinieră, a făcut acea academie, a investit în primul din infrastructură și acum nu face decât să culeagă roadele de acolo. Bun. Budescu, spui că nu e o pierdere pentru FCSB, asta să înțeleg? Nu. Deci nu este o pierdere? Nu. În momentul de față, nu. Nu avea unde să joace, pe stilul de joc al FCSB în momentul de față. Ritmul de joc pe care îl are FCSB-ul nu se pliază pe stilul lui. Pe stilul lui. El e mai... Să mă corectez dacă greșesc, e poate pentru un joc mai de așteptare, mai de posesie, mai 4-2-3-1 poate să fie acolo în spatele vârfului. Și bineînțeles, faze fixe. Și faze fixe. Faze fixe care... Ori FCSB-ul vrea un joc foarte alert, foarte rapid. FCSB-ul se vede. Are unul din cele mai tinere loturi din Liga 1, se vede acest lucru. Și jocul este unul care se bazează în primul rând pe foarte multă alergare, pressing și așa mai departe. Da, bun, nu este o pierdere, a vrut să scape și de Cheșeru, însă Cheșeru are 2 echipe bifate. Nu mai are dreptul să se mai juca la 2 echipe. Înseamnă că nu avea cum să accepte nici pentru bani, până la urmă la 35 de ani te gândești. Cheșeru totuși mi s-a părut un pic mai bine decât Budescu, ai văzut, că a și zis Gigi Becali când a realizat că nu are cum să-l dea afară, a spus, domnule, hai să-i mai dăm o șansă, totuși lui Cheșeru, a sucit-o. Că ne-a ajutat la început, a dat niște goluri, ceea ce e adevărat. Când a venit Imea la FCSB, când s-a întors, arăta bine Cheșeru. Și să nu uităm totuși de jocul din prima etapă, unde eu cred că se va juca campionatul, nu? CFR-FCSB. Da. Și unde cred eu că totuși ai nevoie de un jucător ca și Cheșeru, indiferent că îl bagi din primul minut sau îl introduci după aceea. Este un jucător de execuție. E plătit cu salariu foarte mare și Cheșeru, că și asta e o problemă. Una e să-l ai pe 7.000 pe lună și alta e să-l ai pe 25.000. Ți l-ai asumat când ți l-ai adus, corect. Nu ai ce să faci. Prenei se mai dă o șansă și lui Andrei Burlacu. El n-a jucat la FCSB, n-a mai jucat din martie 2020. N-a mai jucat de foarte mult timp. Păcat că este un jucător care... Până la urmă are 24 de ani, 23 sau 24, nu mai știu exact. Dar oricum, e un jucător tânăr. Mi-aduc aminte când a apărut el acum vreo 5-6 ani. Când a apărut la universitate, era jucător totuși de echipa națională de U21. Și a prins, are peste 40 de meciuri jucate. Și calități, ce calități avea, calități incredibile, execuție, viteză foarte bună. Da. Toată lumea spunea că este viitorul produs al fotbalului din Bănie pe care te poți baza foarte mulți ani. După aceea a plecat la Iași, a fost plecat pe la Iași, a mai fost împrumutat și India, ce s-a întâmplat? Chiajna. Mi s-a părut totuși că n-a beneficiat niciun de un ajutor așa ca să-l ajuți un jucător tânăr, trebuie ajutat puțin. El este și o fire, l-am văzut așa cum îl cunosc, cum l-am văzut și în lorile de cuvânt la televizor după meciuri, un tip introvertit așa care nu prea comunică și de asta zic că dacă era puțin ajutat, eu cred că putea mai mult și merita, este un jucător care merita mai mult. Are o șansă, i s-a întins o șansă. Este probabil că s-au gândit
cei de la FCSB că este totuși, nu este un jucător bătrân, haide să vedem. Mă gândesc că și rețeta financiară nu este una care să fie una normal. Extrem. Ciudat atunci schimbul ăsta, Mamut Burlacu contra Vână. Și trei jucători care n-au confirmat. Exact. Parcă puțin în avantaj Craiova cu Ionuț Vână, cred eu. Parcă e mai fotbalist, vorbind de ce s-a văzut. Și chiar așa. A jucat, a intrat, exact, a mai și marcat un gol. În schimb, ceilalți doi, din păcate, mai ales Mamut, care este și accidentat și o decepție de când a venit. Dar nu înțeleg de ce s-a tot insistat cu acest Mamut. Și Craiova a insistat mult. S-a și plătit și o sumă atunci. Da. Că știi că era împrumutat, după euro. Care au plătit. Au activat clauza de cumpărare. Vreau să te întreb pe tine. Că tu te uiți cu ochii omului de fotbal. Vedeai ceva în Mamut care să te convingă să dai bani pe el în ciuda faptului că nu marca? El a venit totuși dintr-un fotbal și la vremea respectivă jucase. Da. Era un jucător care confirmase, eu știu, și în Croația și pe unde mai fusese el. Bănuiesc că a cântărit extrem de mult și faptul că la vremea atunci le ardea buza de un atacant Craiovei. Pentru că era colici accidentat. Și mă gândesc că de asta a fost și așa o grabă. A fost un transfer făcut în grabă. Da. Dar pe o sumă de transfer, din ce am văzut la vremea respectivă, destul de mare. Bun. Ieșim de pe Facebook, continuăm pe site-ul ProSport.ro și pe YouTube, dacă vreți să vedeți în continuare emisiunea. Bun, revenind, cum se pare David Miculescu, dorit de FCSB și, mă rog, de mai multe echipe din noi? Am discutat, dar totuși cred că este un jucător supraevaluat. Se vorbește prea mult de el în momentul de față, consideri? Se vorbește prea mult de el pentru că este vârful generației lui, să zic așa, care joacă și confirmă în competiția internă. Da. Este un jucător care, să nu uităm totuși, că joacă de la 17 ani meci la Liga a doua. Lucrul ăsta l-a întărit, se vede pe el, este un jucător puternic pentru vârsta lui, are calități foarte bune. Sigur că oricine și-ar dori și el, sunt convins că se gândește să facă pasul spre o echipă. Dar în momentul de față, în România, sunt două echipe care își permit să plătească sumă de transfer, dar nici acestea nu se mai aruncă și le vezi, de fapt, trei și Craiova. Da. Un milion de euro pentru un jucător care vine de la o echipă, hai să-i spunem, nu mică, medie, este o sumă incredibilă pentru România în momentul de față. Uite și Dinamo, cum încearcă cu Sorescu tot la suma aia și nu se atinge nimeni. Care Sorescu totuși a confirmat și la echipa națională. Victor, pentru un jucător din competiția internă, eu cred că orice patron se gândește. Și la 500.000, eu cred că este mult, pentru ce se joacă în momentul de față în România. La ce nivel a jucat Sorescu? Sigur, a jucat la echipa națională, este un jucător care a confirmat, are 8 golduri, nu este vârf de atac, un jucător foarte bun. Dar un milion de euro pentru România în momentul de față, eu cred că este imposibil de plătit. Revenind la Miculescu, este un jucător, el pare așa că este un vârf, dar ai văzut că vine și din bandă. Da. Este un jucător tânăr. Este unul din vârfii de generație ai lui, ai fotbalului românesc, din competiția noastră internă, dar cred că este supra. Mi se pare totuși cam mult asta cu Serie A, cu mai multe echipe. Mă rog, a apărut în presa locală informația. Nu numai la Miclu, am citit și eu astăzi de investitori, președinți de club care își... În perioada asta e normal să apară aceste lucruri, e să normal, vezi oameni să pui presiune pe... Exact. Dar, pe altă parte, eu cred că a trecut timpul. Au fost fotbaliști români mari care s-au dus prin Serie A și s-au întors cu coada între picioare. Să nu ne mai grăbim, mă gândesc să vorbim de jucători de ăștia tine, pentru că cred că le faci un pic rău, Florine. Depinde de ei. Adică David Miculescu, n-a confirmat nici la echipa la care e cu adevărat, să vezi, că are un parcurs lung, corect? Este un jucător tânăr și aceste oscilații de formă apar. Îl vezi că are momente când dispare din joc, are momente când apare din nou în joc. Dar este un jucător are din noua generație, care este unul din vârfurile și care poate să crească. Dar dacă n-am mai vorbit nici de ăștia, Victore, atunci de cine să mai vorbim? Și asta e, nu prea mai avem de cine să mai vorbim. Ai dreptate. Bun, vorbeam de portari și spuneam că se va prezenta la pregătire și un portar 14 ani, născut 2007 la FCSB. E vorba de Alexandru Maxim, e originar din Craiova, ci care peste 1,90, eu nu l-am văzut. Iarăși din Craiova. Va fi al patrulea portar, a spus Meme Stoica, citesc din declarația lui Meme de la Telecom. E din Craiova, are peste 1,90, are aliurea lui Courtois, va fi al patrulea portar al nostru în pregătire. Craiova pare că devine o pepinieră de portari pentru FCSB. Că și Vlad e tot de la Craiova. Tot de la Craiova, da. Dar zi-mi altceva, 14 ani, ce poate să facă un copil de 14 ani cu lotul echipei mari? Mă gândesc când strage Tănase la poartă. Eu am trecut prin așa ceva și îmi trăgea, mi-a tras la poartă Custov, mi-a tras la poartă Uneața Augustin. La 14 ani? La 14 ani, da. Incredibil. Eram și eu, la fel ca și copilul ăsta care este acum, am fost luat de la echipa mare, se mai accidenta al treilea portar, am fost luat la echipa mare de la
junior și de la tinere, la antrenamentele echipei mari. Și mă duceam la Săftica și când am intrat acolo prima dată, mi-era rușine, îți dai seama. Dar cum la 14 ani la Săftica? Te duceau părinții? Păi nu, dar nu mergeam cu mașinile atunci. Erau, jucătorii aveau dacile, celebre CN-uri. Plecam cu autobuzul de la... Adică se zicea la ora 9 ești la Ștefan cel Mare. La ora 9 pleacă, se învârte roata. Și plecam. Și m-au luat Dinamo Viștii. M-au luat Morarul lângă el, m-au luat Augustin, Sandu Nicolae, de, Custov, de copil, așa, m-au luat de copil, dar vină coace și am avut șansa să crez niște, lângă niște fotbaliști. Eu am debutat la 15 ani și jumătate la Dinamo, cu Nea Cornel antrenor, cu Dinu, la cu Dinu, Baia Mare. Cu mister. Da. Este un moment important în viața acestui copil și îi felicit pe cei de la FCSB. Nu că riscă, bravo, dar nu? Forțează totuși, sigur e talent din moment ce ei încearcă cu el să-l aducă. Victor, este momentul, până pe la 12 ani, 13 este o joacă, așa pare fotbalul. Da. Din momentul acum, pentru copilul ăsta, viața lui se schimbă. Devine jucător cu adevărat profesionist. O să fie în vestiarul de echipei mari, o să vadă ce înseamnă de mic, depinde numai de el. De mic, ca să ai o asemenea șansă, să intri într-un vestiar, să ai asemenea portare, cum e Vlad, cum e Cătălin Straton, Trânoveanu, da, care a confirmat în ultima partidă atunci la Sepsi, este un lucru fantastic pentru el și nu poate decât